Stai, ce-i cu tine? E numai vina mea. Ei căutau răspunsuri despre mine. Nu tu ești responsabilă de alegerile lor, Elsa. Nu, doar de moartea lor. Stai, nu! Elana a întrebat de ce spiritele ar răsplăti Arandel cu o regină magică. Pentru că mama l-a salvat pe tata și a salvat dușmanul. Fapta ei bună a fost răsplătită cu tine. Tu ești un dar. Pentru ce? Dacă cineva poate rezolva trecutul, dacă cineva poate salva Arandel și elibera pădurea, aceea ești tu. Eu cred în tine, Elsa, mai mult decât în oricine. Hani Meren a spus că e un al cincilea spirit, un pod între magia naturii și noi. Al cincilea spirit? El m-a chemat, din Atohalan. Răspunsurile despre trecut sunt toate acolo. Deci mergem la Atohalan? Nu noi. Eu. Cum? Marea Sumbră e prea periculoasă pentru amândouă. Nu! O vom face împreună. Mai știi cântecul? Dar nu prea adânc ai să te neci? Cine te va opri să mergi prea departe? Ai spus că tu crezi în mine, că pentru asta m-am născut. Și nu vreau să te opresc de la asta. Eu nu vreau să te opresc de la a fi orice trebuie să fii. Doar că nu vreau să mori încercând să fii totul pentru toți ceilalți. Nu o face singură. Lasă-mă să te ajut, te rog. Nu te pot pierde, Elsa. Nici eu nu te pot pierde, Ana. Vino și tu.